Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas Multiplayer pe serverul Blue Bagged. Și înainte să începem episodul vreau să vă zic ceva. Cred că am dușmani pe Blue Bagged, adică cineva a încercat să intre pe cont de 4 ori. Hai să vedem, e-mail, aici cineva a încercat să se logheze pe contul tău de pe IP-ul ăsta pe data de 15, dacă nu ai văzut. Practic nu am fost eu, deci eu n-am mai intrat pe Blue de ceva timp. Ce ați văzut pe episoade de alea de acum 2-3 zile erau filmate de mai de mult. Practic n-am mai intrat pe Blue deloc și mai am aici câteva e-mail-uri. Acum o oră e ăsta, mi se pare, adică și zice undeva pe ce, uite, acum o oră. Ai primit acest mail pentru că ai solicitat resetarea parolei. Practic, eu n-am solicitat nimica, deci, na. Da, hai să o schimbăm pentru că să fiu sigur că nu e nimeni. De fapt, ne schimbăm altă dată. Uitați aici. Bine, am schimbat-o, dar tot încearcă să-mi intre, nu știu de unde. Și dacă dăm aici bugin, este aici bugin. Uite, securitate cont. Opa, stați un pic. Securitate cont. Aici nu prea mai. Aici, faza e asta, uite, și asta e din 16 noiembrie. Practic nici aici, opa. Nici aici n-am încercat să reseteze asta, dar aici zice că dacă nu ești persoană așa, să deconectezi playerul. Deci, practic, cineva chiar a jucat pe contul meu de asta. Pana mea, frate. Și te anunță pentru că vede că te conectezi pe alt calculator, de pe alt IP sau nu știu exact cum merge chestia asta. Ok, deci sunt pe Blue Bucket. Hai să vedem, fraților, ce facem aici. Să băjeții. De-abia acum. De fapt, nu de-abia acum, că am stat vreo 24 de minute, de la am stat afecta. Deci, 24 de minute. Da, am stat afecta, practic, și da. Da, mă, și vreau să vorbim de episodul de astăzi despre canceroșii, practic, care știți că sunt foarte mult, deci enorm, dar o să scot și 10 caca din bancă, dar asta în timp ce vorbim. Frate, sunt mulți canceroși care, de exemplu, stăteam pe live, vine unul și, na, face DM pe mine, sau face, na, mă rog, mă omoară, sau face kamikaze, sau chestii de genul, bă, astea mă enervează cel mai mult, chestiile astea, adică, frate, când îi vă pun, bă, n-ai ce face, sau ce, nu te înțeleg, frate, ai probleme, nu știu. Am făcut ceva, adică frate, vă pun, nu mai știu cum îl chema. Vine, face kamikaze pe mine, după zic prostule și face post și mi-au miet. Practic, te simți de căcat și te sancționează pentru proști ăștia, adică pentru proști care nu și-au rostul pe lumea asta, adică, na. Mă rog, am zis trec peste asta, oricum nu mai joc pe Blue mult, nu mai joc Samp în general mult. Joc doar așa ca să-l filmez pentru voi și am frate, pana mea se pare de căcat. Hai mergem să ne luăm arme și mergem în lăsă, în LSPD, de fapt să facem niște deme. Nu o să intru la închisoare, pentru că o să mor pe clădiri, n-am chef acum să stau jumătate de oră în pușcărie pentru că am vrut să filmez un episod. N-am chef, frate, să nici nu sunt. A, dacă mă vede asta e, dar o să încerc să fugim cât mai mult posibil. Bai, ganul meu de Aca. Am cheltuit ceva, da? Am și scos-o și pe Aca. Primim la PD oricum, adică am și primit la PD 70K sau pe primesc 80 sau așa. Nu mai pot să văd. Da, să văd cât am primit la PD. Mă, primesc oricum 70-80K. Pe acolo, pe acolo. Bă, să mergem la SFPD, mă, că mai da, mai unde sunt morga aici, mă. Acolo știu eu un spot în spate unde te poți urca, dar aici, la SFPD, nu știu. Sclăderi în alte gen și n-ai fără elicopter ceva bază, n-ai de unde, frate. Ok. Am să filmez iar episoade din avans, pentru că, da, poate e o zi în care nu am chef, sau poate e o zi în care nu mă simt chiar bine să filmez și ai, da, vreau să filmez episoade din avans, ceva, ca să nu vând uranul 187 km, gen 20 caca. Bă, să îl iau, mă. Lasă, pe mai târziu. Aș mai rămâne cu 10 caca, dar nu știu ce să zic. A, nu tot, dacă te duci, mă piși pe față. Uranul sau 31 pe widescreen. Păi, ce legătură are, frate?
E scuipată de Iosif. Ce pula mea cu aia. O să-mi iau Intel Core 17. Oh, păi și-ai băiat Intel Core 17, adică... E băiatul cu Intel Core 17. E și ea 17, mă, nu e 7. Ce căcătă. E 17, nu e 17. Ești ea Intel 17. Tom and Tom and Jerry Edition in the game. Iai, doamne. Bă, bag și-o la Caterinca, adică ea să stingem fără, ne luam amendă, nu glumeam. Nu am chef de amendă. Bagă degetele în cur, nu știa să zice la cur, bagă degetele în cur, ce pula mea. Oh my god. Ce de la acolo așa pot zice în camera să se dea în curul bă, să vă dată episoadele lui Gay Infinite. Ce pula mea coaie. Eu mor cu ăștia, cred că se referă la Max Infinite mă. Gay Infinite, ce pula mea. Oh nu, stai ce am făcut, no! Hai, lasă-mă copilul în pace. Da, mă, hai, nu fi nepoliticos, sunăm de adormit. Doamne, mă, săracul. Ei, nu, dar să se ia așa toți de serie de căcat. Păi are capul să-i vlog. În gât, stai. În gât, mă. Mamă, ce da frame drop-uri cu aia, mă, bușezi, nu stâlpă, îmi dă frame drop, mă. Analfabetule. Fă-mă, mă, diagramat. Vezi că am iPhone 10. Eu am Samsung. Samsung. Galaxy S8. Ioi, doamne, e Caterinca cu ăștia dată, adică de pe secvența asta. Mihnea Infinite. Ce pără, mă, coaie. Mihnea Infinite. Ce dracu, mă, băi, coaie, lăsați-vă și Mihnea în pace, nu vă băgați atâta. Că să ia de 12 ani mai deștept decât el, doamne. La ce-i frate să fie fan la un YouTuber înseamnă să fie o rușine, frate? Și dacă e Max Infinite, ce are? A, frate, ești... Na, părerea mea e că Max Infinite chiar face o treabă ca la mea, adică... Nu cred că... Adică eu știu că filmează cu Frapsul și video... Frapsul face videoclipurile nu prea mici, le face. Gen, eu la montaje când filmez cu Frapsul ca să am calitate maximă, filmez 7 secunde, face video de 10 giga, practic nu e chiar o treabă așa de ușoară. Ai, coaie, nu, 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 nu s-o bă, uite neamul, mă, hai să stau să mor acum. Dacă totul se aici. Așa, bă, eu îs fan, era, ba, el e grav. Oh, 3, stai boss, am cumpărat toate 3. 2. Care are Uranus și vinde. Aia era ăla cu Uranusul care îl vindea. Babuinii pe acolo. Bă, da, scrie mă la...
La cine, mă? De se așa de toți, adică el e Einstein. Ia uite pe ăștia doi. Ia se vede. Salut, băieții. Wow, ok. Ok, m-am urcat la lanca, nu știu cum căcat. Și, și la game porn. Bă. Taci. Sar. Bă, nu vorbi la telefon, la mașină, bă. Terec. Da, bă. Și mai ne-am teza la română, dar... voi când vedeți videoclipul, deja am dat-o, cred că îl vă să vedeți sâmbătă videoclipul. Nu. Vineri o să-l vedeți. Cel mai probabil legi. Urați și voi succes. Chiar dacă deja am dat-o, dacă voi vedeți videoclipul. Urați succes, vă rog. Mama mea, frate, sper să fie bine. Ah, și by the way, că s-ar putea să lipsească profa de mate, pentru că... Și astăzi a lipsit și e răcită, am vorbit cu grupa de tech, nu știu că e răcită, nu știu ce... Mana mea, frate, sper să fie răcită și mâine, adică... Dacă nu ne dă temă mâine, nu ne dă temă pe weekend, că vineri n-avem matematică, practic, și... Era să fie fain așa, nu? Hai să vedem cu cât se vinde vechea mea acasă, că poate eu iau. Că fac 10 ore pe 60 de zile sau câte trebuie. Hai să vedem. Că am și nevoie, am mașină. Am vândut casa asta atunci când am dat rent la Zedo. Că știți că era mai mult pus pe Caterin, că și-a zis, hai frate, mă fiși pe ea de casovă. Am, na, până la urmă, find house 176. Aici, ia uite. Am zis să na, frate, să ia să vedem cât o vinde băiatul. Ba, nu o vinde, mă. Casa sunt noroșilor. Aici ceva, dar... O, știu, aș căuta o cază nouă ceva, că azi, dar până la urmă, azi are doar o cameră și na, e, na, nu știu ce casă până la urmă. Ia, ce mai pe aici? Asta e încuiată. Bă, nu știu, în asta că trebuie să joci 10 ori în ultimele 60 de zile, nu cred că joc eu așa de mult în ultimele 60 de zile, pentru că nu mai sunt activ eu așa pe stamp. Dacă filmez 15 minute pe zi, 4 zile, o oră, nu știu, frate, și așa nu cred că ajung eu la 10 ore în ultimele 60 de zile, nici dacă filmez. Că, na, și poate și o să fac și live-uri, gândiți că eu când sunt alături de voi, mă distrez cu sa. Mă distrez pe orice joc dacă sunt pe YouTube, practic, și știu că pot să fac ceva Caterinca. Dar așa nu prea, nu prea sunt mare fan, mi se pare că mi-am pierdut armele, că am murit, căcat. Tot zic, mă, că fac de memă, dar nu mai ajung eu până lăsă că bubuia mașina. Lexi sau Alexandra? Lexi, clar. Ioi, doamne. Nu ar fi mai descurc și eu. Nu pot. Doamne, ăștia sunt retardați, romă. LOL. Azi că mi-am blocat mașina, ești ca un idiot. Casa nu mai e de vânzare, azi zice ceva casă de vânzare, că 5kk. Bă, să iau mapa asta cu 5kk, aia se vede în interior, că poate dacă are interior frumos o ia. Oh, stai bossule, că ce-ai făcut, mă, nu, ce costul ăsta.
Un căcat. Trebuie 10 ore în 30 de zile, frate. Și n-am făcut 10 ore. A, păi nu pot să mă bă, frate. Era motorul să o cumpăr, că e foarte ieftin. Și interiorul zici că e palas, frate. Bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, fraților, de sub, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe la canal dacă vreți episod în continuare și dați-mi și voi sugestii în comentarii. Am primit o sugestie, o vorba și poate să cumpăr joculețul, că am văzut la alții că e destul de șmecher și ai zis, cumpăr și eu, frate. Adică, el e și l-o cumpărat, adică Z, își poate joc și cu el și n-am. Am vrut și eu în timpul ăla, că aveam banii atunci, dar am zis că las. Și mi-am băgat în chest. Mă rog, bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de seamă, nu ezitați să apăsați butonul subscribe la canal dacă vreți episod în continuare. Eu v-am zis o să încerc să-mi iau și jocurile pe care le vreți voi, eu v-am pupat, sper să nu mai intre nimeni pe cont dacă te uiți la videoclip. Cel care tot intră, bă, nu știu cum mi-o afli parola, bar nu am. Habar. Uite, ce ai făcut tu, Idi? Ia să-i vedem pe Idi. Asta e ceva. A, nici nu-i conectat, frate. E bun, e bun. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Hai să luăm un număr aiurea. Id 5. Level 40. SFPD rank 7, bă. A, stai, mă. M-am mirat că Awake el ales SFPD, nu. Mă rog. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye.